fost în nenorocit dacă a scris baletul ăsta. Se poate? Se poate. La muncă, ortodoxilor! Nu mai știi, domne, că credești copii, ce dracu, domne! Acest cuplu extraordinar, doi actori la fel de mari, care reușesc să fie împreună și să-și ducă fiecare profesia la cel mai bun nivel. Mai Petre, dar nu-i pui o țuică omului, că uite, paharul... Uite, mi-am uitat. De unde-i sticla? Am uitat. Jos, în dreapta. Tipul de actorie, tipul de gândire față de teatru pe care cunosc eu mai bine, este foarte influențat de acești doi oameni. Cred că sunt modele, în primul rând, de un lucru care, cu tristețe, mi se pare că îl regăsim din ce în ce mai rar, profesionalism, dar în adevăratul sens al cuvântului profesionalism. Adică în sensul ăla plin. Rară dracului să fie. Astea sunt roluri pentru mine? Eu care am jucat cochete la Național? Ce mai demoți care m-am enervat? Doamna Mariana Mihuț este, cum bine o descria cineva, o forță a naturii. Tu să mă oprești pe mine, mai poți tu să oprești pe careva. Așa cum admiri o descărcare electrică sau o cascadă care curge, tot așa te uiți câteodată la doamna Micuț pe scenă. De fiecare dată îmi spui să tac. Eu pot să și tac, dar așa... se poate, trebuie să mă înțelegi pe mine. Ea a fost Miranda la Ciulei. Miranda, deci puritatea iubirii, inocentă. Era așa ca un fum, se evapora. Și după aceea o vezi jucând Mița Baston în acutele isteriei unui personaj fabulos, neliniștea, nervozitatea, iritarea, lupta, e republicancă, nu, de la Ploiești. Cum spune cuvântul, în ce tirade, în ce, cum privește, e într-o transă. N-ai pe care l-am iubit, pe care l-am adorat pentru eternitate, până la nebunie. Că tu știi cât l-am iubit. N-ai, mă traduci. Mă traduci la sigur. Puși de acolo cu anumită. La sigur. Mița Baston a ei, eu cred că este un personaj, un rol unic în istoria cinematografiei române. Unic. Victorie Benjuc. Stop. Băgați un mă numesc înainte ca să se înțeleagă. Nu se înțelege? Nu prea. Hai să facem așa cum am zis eu, da? Bine. Cum se explică longevitatea profesională și nu numai, și consecvența și respectul pe care Victor Rebenjuc îl are în societate? Unde este alchimia din el care a făcut ca Victor Rebenjuc să reprezinte cel puțin pentru unii oameni un reper? Cu toate că poate oficialitățile îl consideră dificil pe pintirie, eu cred că climatul ăsta de exigență maximă și de profesionalism acut, dus până la desăvârșire, este absolut necesar ridicării nivelului cinematografiei noastre. Este un om care nu e atât de pregătit să facă un compromis. E mai greu să se abată de la sine, iar acest sine este așezat pe niște principii foarte corecte și sănătoase. Cred că pentru generația mea a fost ce s-a chemat un maestru, în sensul unui ideal artistic, unui ideal al profesiei spre care să te îndrepți. Într-un sens, am muncit și muncesc degeaba. Și aici, ca și pe front. Și totuși e necesar. La Tănase Scatiu am lucrat împreună prima dată. A anunțat Dan Pisa Motor. El încă mai discuta cu cineva. Era o atmosferă foarte plăcută. O
spunea niște glume, cred. Și a făcut din semn că în ordine, dar a dat drumul la aparat. Și de-abia atunci a plecat. Dar în trei pași cât a făcut, el era alt om, el era personajul. E incredibil, eu am rămas așa uluit când am văzut capacitatea lui de a se transforma. Dublă după dublă, reușea să țină aceeași energie și să nu obosească sau să vină cu modificări, oricât de subtile. Era foarte flexibil, dar în același timp putea și să rămână la fel. Era pentru mine incredibil și de multe ori rămâneam așa. Filmam și trăgeam două duble sau una și eu nu mai știam exact ce mai trebuie să fac, pentru că era bine, adică nu... Da, mă uimea cât de repede înțelegea cumva și cât de expresiv era. Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați! Deci, o robustețe profesională și o soliditate profesională și un respect pentru profesie de la care nu face rabat și o modestie, aș putea să-i spun. Construiește și tu un personaj, dă-ți importanță. Numai așa te poți ridica peste ceilalți care te calcă în picioare și râd de tine. Ce să spun, e un om cu, sau așa am simțit eu tot timpul, cu o căldură deosebită pentru fiecare om din echipă, în primul rând. Este un artist al cărui manifest este normalitatea. Victor Benjuc nu are răsfățuri, alinturi, nu-i place să fie, cum să spun, adulat, să-i faci curte, nu. Sunt sigur că o să ne înțelegem. Mie numai tâmpiții și lingăii nu-mi plac, dar știi, deloc. Țin minte că repetam la Bulandra primul spectacol și au venit amândoi și s-au recomandat și mi-au urat bun venit în teatru. Am crezut că o să mă scurg pe treptele teatrului. Am jucat la Podugării, conținea curici de papugii, până la 6 de dimineață. I-am ras. Să nu te bucuri. Și eu câștig la conține, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor. Aceste două talente s-au oglindit cumva întotdeauna și s-au concurat într-un anumit sens foarte profitabil profesional. Eu cred că arta nu se poate face decât așa. Mariana Micuț și Victor Rebenjuc. Să știți că ăsta nu e ultimul număr din gală. Mai urmează câteva. Ce vreau să vă spun, vă mulțumim foarte mult pentru aplauze. Cred că nu mai era nevoie să venim după cât s-a vorbit despre noi. Acum nu mai era nevoie. Dar e un lucru ciudat, premiul pentru... Acum vreo 20 de ani am primit un premiu pentru întreaga carieră.
De la un Inter și încă unul de la TIF. În ăștia 20 de ani am continuat, cariera a continuat. Cred că și asta o să continue după asta, pentru că tocmai pregătesc acum un rol la Bulandra, cam într-o lună, așa, o lună și ceva, o să avem o premieră, să dea Dumnezeu să iasă bine. Și asta vă spun, că am impresia că nu o să fie ultimul. Dar... Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc din suflet. Asemenea aplauze am mai primit la Regele Moare în timpul pandemiei. Tot așa, atunci când s-a dat voie, sala era plină, plină, plină. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată sunt teribile. Și emoționată și recunoscătoare. Numai atâta vreau să vă întreb. Eu sunt comoară națională și nu știu... De fapt, suntem două comori naționale și nu știm...